Sâmbătă au avut loc partidele din prima etapă a returului campionatului național de rugby destinat echipelor sub 18 ani. Stadionul Phoenix din Baia Mare a găzduit confruntarea dintre liderul CSS 2 Baia Mare și formația clasată pe locul 3, Colegiul Tehnic Dinicu Golescu București. După cum era de așteptat, formația antrenată de Răzvan Popovici a dominat partida, la capătul căreia s-a impus cu 59-0. Clubul sportiv școlar numărul 2 obține și punctul bonus grație celor două eseuri și 7 transformări. Primul meci din retur, un meci important, ca și toate celelalte meciuri sunt importante, pentru că, dacă știți, punctele sunt foarte apropiate, suntem 4 echipe care suntem la diferență de un meci câștigat. Așa că orice surpriză sau eșec se schimbă clasamentul. Un meci bun, îi felicit pe băieți pentru dăruirea pe care au dat dovadă. Tot în prima etapă a returului campionatului național, rezervat echipelor sub 18 ani, CSM Baia Mare s-a impus cu 42-8 în deplasare la ultima clasată CSS Bârlad. Punctele formației băimărene au fost reușite de Răzvan Manolache, autor a 2 eseuri și 6 transformări, la care se adaugă eseurile semnate de Fernando Dragomir, Mihnea Muntean, Robert Pugăceaș și Samuel Cămăraș. După acest succes, juniorii de la CSM se mențin în lupta pentru un loc în play-off, fază în care se vor califica primele 4 echipe.